Bună ziua, dragii mei! Discutăm astăzi despre rapoarte în care termenii sunt mărimi fizice de același fel, cum ar fi scara unei hărți, concentrația unei soluții sau titlul unui aliaj. Să ne reamintim ce este raportul. Raportul a două numere A și B cu B diferit de 0. Este câtul a împărți la b și se notează cu a supra b. A și b se numesc termenii raportului. Să luăm următorul exemplu, să scriem raportul numerelor 4 și 16. Asta înseamnă că scriem 4 supra 16, care se poate simplifica cu 4 și ne dă 1 supra 4. Și dacă facem împărțirea, ne dă 0,25. Să scriem raportul dintre numerele 27 și 100. Asta înseamnă 27 supra 100, sau dacă îl privim ca un raport procentual, putem să-l scriem ca 27%. La 100. Să vedem ce feluri de rapoarte avem, ce tipuri de rapoarte. Rapoarte în care termenii raportului sunt două numere, cum au fost exemplele dinainte, rapoarte în care termenii sunt două mărimi fizice de același fel, cum ne vom ocupa în acest videoclip, respectiv rapoarte în care termenii sunt două mărimi fizice distincte care conduc la definirea unei noi mărimi fizice, cum ar fi viteza sau densitatea. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei merge cu trotineta cu o viteză de 15 km/h, iar un autoturism are viteza de 60 de km/h să calculăm raportul dintre viteza bicicletei și viteza autoturismului. Deci bicicleta mergea cu 15 km pe oră, iar autoturismul cu 60 de km pe oră, observăm că avem aceleași unități de măsură, deci putem simplifica și obținem 15 supra-60 care simplifica cu 15 ne dă egal cu 1 supra 4. Deci înseamnă că autoturismul este de 4 ori mai rapid decât Andrei. Andrei vrea să reamenajeze grădina cu flori. Andrei face schița grădinii, care este de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile AB de 10 cm, iar BC-ul de 5 cm. Raportul dintre AB și BC va fi egal cu 10 cm, supra 5 cm. Dacă simplificăm, ne dă egal cu 2. Deci înseamnă că lungimea schiței este de două ori mai mare decât lățimea acesteia. Ce observație putem să facem? Raportul măsurilor a două mărimi de același fel se face după ce mărimile se măsoară cu aceeași unitate de măsură. Deci amândouă le aveam în centimetri, 10 cm supra 5 cm, le-a măsurat cu aceeași unitate de măsură. Raportul măsurilor a două mărimi de același fel ne ajută la compararea lor. Deci, lungimea dreptunghiului este de două ori mai mare decât lățimea. Iar acest raport nu depinde de unitatea de măsură folosită. Andrei vrea să vadă. Care este raportul dintre lungimea reală a grădinii și lățimea acesteia? Lungimea este de 50 de metri, iar lățimea este de 2,5 decametri. Trebuie să o transformăm în metri și ne dă 25 de metri. Și atunci, raportul dintre lungime și lățime va fi egal cu 50 de metri. Supra 25 de metri, care este egal cu 2, observăm că nu mai depinde de unitatea de măsură aleasă. Să vedem ce este scara unei hărți. Scara unei hărți este raportul dintre distanța pe hartă sau pe schiță și distanța pe teren, deci distanța din realitate. Andrei se întreabă oare desenul meu, schița mea, la ce scară a fost făcut? Știm că scara hărții este egală cu distanța de pe hartă. În cazul nostru, lungimea dreptunghiului desenat de Andrei este AB, supra, distanța din realitate este lungimea grădinii. AB-ul este de 10 cm, supra lungimea grădinii este de 5000 de cm. Observăm că am folosit aceeași unitate de măsură. Simplifica cu 10 cm ne va da egal cu 1 supra 500, altfel scris 1 împărțit la 500. Oare și Raportul dintre cele două lungimi este același, adică segmentul BC, lungimea segmentului BC, supra lățimea, în realitate, a grădinii. BC-ul este de 5 cm, lățimea grădinii este de 2500 de cm. Simplificat cu 5, ne dă 1 supra 500 care putem să-l scriem 1 împărțit la 500 sau putem să-l scriem 1 super 500, supra 500. Să vedem și alte tipuri de rapoarte. Este vorba de concentrația unei soluții, care este raportul dintre masa substanței care se dizolvă și masa amestecului. Da? Deci, concentrația unei soluții este egal cu masa substanței supra masa întregului amestec. Andrei vrea să facă într-un vas o soluție de apă cu sare. Masa soluției, adică amestecul dintre apă și sare, este de 200 de grame, și aici a pus 10 grame de sare. Atunci, concentrația Va fi egală cu masa de sare, adică 10 grame supra masa întregului amestec, 200 de grame. Simplificăm cu 10, ne dă 1 supra, 20 și dacă efectuăm împărțirea, va fi egal cu 0,05. Deci aceasta este concentrația de sare. Aflată în amestecul lui Andrei. Titlul unui aliaj este raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului. Titlul notat cu T mare, amic de la aliaj. Avem un aliaj din aur și cupru. Aliajul are 1000 de grame, iar cantitatea de aur care este conținută în acest aliaj este de 45 de grame. În acest caz, Andrei vrea să afle oare care este titlul aliajului. Deci știm că titlul aliajului este raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului. Masa aurului este de 45 de grame, supra masa întregului amestec este de 1000 de grame. Care simplificăm grame cu grame, și dacă efectuăm împărțirea, ne va da 0,045. Deci, acesta este titlul aliajului nostru. Vă propun să faceți următorul exercițiu. Măsurați dimensiunile clasei sau dimensiunile camerei în care locuiți și realizați schița folosim scara 1 per 50, deci 1 împărțit la 50. Puteți să dați și alte exemple în care folosim scara unei hărți? Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea problemelor.